Pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 110 mm de pe strada Ecaterina Teodoroiu din orașul Fetești, Raja ESA a fost nevoită să întrerupă furnizarea de apă potabilă astăzi, 21 iunie 2018, în intervalul orar 10-14. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe străzile Călăraș, Vasile Lupu și blocurile A, C, D și E. Ne cerem scuze tuturor abonaților afectați, pe care îi asigurăm că echipele Raja fac tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp.